Scutul pe o stradă din Bălți, tone de apă s-au scurs pe carosabil după ce s-a spart un apeduct. Angajații întreprinderii municipale Regia Apă Canal Bălți nu au făcut decât să înlăture avarea cu ajutorul unui cioc din el. Un segment al străzii Mihai Viteazul din Bălți s-a transformat pentru câteva ore aproape într-un canal navigabil plin de mizerie. Artera este una dintre principalele căi de acces din centrul orașului. Oamenii au fost nevoiți să facă cale întoarsă. O plăcă de rabotă, că mă nanciucă. Больше нечего сказать. Вот я не знаю, как я сейчас буду переходить, честное слово. Вот буду идти дальше туда, если там будет ничего, чтобы не намочить ноги. Это ненормальное явление. N-are cine controla și unde lucrez eu, tot așa ieri, s-a supat toate țevile, este ea ceva strașnic, ea că până nu a rănit la apă din subsol. Dar cui trebuie ăștia asta treabă, nu știu. Ну вот, дети даже говорят, смотри, какая вода. Ну что делать? Надо делать порядок. Мы стоим и смотрим, и ждем, как перейти дорогу. Вот с детьми стоим и ждем. Такси. Вот мы на такси поедем. Cum poți să vă spun? Numai că nu îmi place, dar ce poți să facem? Trebuie să rețeaua scăpat. Muncitorii de la întreprinderea municipală Regia Apă Canal Bălți dau vina pe rețeaua uzată. Ei spun că întreprinderea nu dispune de bani pentru a înlocui țevile. S-o spart trupă și vrem să o conectăm, să o reparăm. Cum se oprește apa, cum o reparăm? Zădviștele nu țin, zvechi trebuie schimbate, davlenii mari, nu poți faci nici davlenii mari. Anual, din cauza multiplelor avarii, Regia Apă Canal Bălți pierde peste 50% din volumul de apă. Pentru un metru cub de apă, consumatorii din Bălți scot din buzunar peste 11 lei.